Dana Săvuico a dezvăluit câteva dintre trucurile ei de frumusețe care o fac să arate mereu ca scoasă din cutie, dar ne-a spus și cum își dorește să petreacă sărbătorile anul acesta. Dana Săvuico a explicat cât este de important să avem grijă de noi și dacă este cheltuitoare atunci când vine vorba de produsele cosmetice. Când eram așa la 20-30 de ani, cheltuiam mult mai mulți bani. Acum îmi dau seama că trebuie să las pielea mea să respire, îmi dau seama că frumusețea poate fi una naturală, deși acum port un ruj mai strident. De obicei am schimbat rujurile colorate, intense, cu cele pastelate, mate și stay-on, adică să dau odată și să rămână pe buze. Și arăt senzațional. Ei, mulțumesc! Spune-mi cât de important este să avem grijă de noi ca femei. Eu zic că este foarte important, este datoria noastră ca femei să ne îngrijim în fiecare zi, indiferent de dacă stăm în casă toată ziua sau dacă ieșim doar să facem cumpărături la piață sau dacă mergem la birou sau dacă mergem undeva la un eveniment unde socializăm. Nu contează, important este că femeia trebuie să fie îngrijită, trebuie să arate curat, frumos și bineînțeles să aibă această strălucire care pornește de la un zâmbet. Am aflat cum vrea să petreacă de sărbători și ce ar dori să primească de la iepurași. Absolut normale, ca orice om care își dorește să petreacă Paștele în familie, deci va fi acea masă tradițională împreună cu familia și probabil a doua zi o masă tradițională cu prietenii. Ai scris iepurașului, ai trimis o scrisoare deja? Nu, nu-i nevoie să-i scriu iepurașului, iepurașul mă știe de o viață. Știe ce-mi place, știe ce nu-mi place, știe ce-mi doresc și dacă vreau ceva, iepurașule, nu cumpăr singură, stai liniștit. În momentul acesta, ceea ce îmi doresc eu nu are legătură cu lucruri materiale. Poate mai degrabă, nu știu, o călătorie undeva sau pur și simplu să mă relaxez în casă, înconjurată de lucrurile mele preferate. Deci nu, eu cu iepurașul ăsta nu prea mai avem tangențe, știi? Da, mi-am dat seama că n-are ce să-mi ofere, pentru că absolut toate lucrurile importante le ai deja, le primești de sus, de acolo.